s-ar întâmpla dacă cel mai mare asteroid din istorie ar lovi Pământul? Băi și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte specială la mine pe canal și totodată o reacție puțin mai mortală, dacă știți ce zic, deoarece astăzi, fraților, ne vom uita la un filmuleț foarte interesant pe care l-am găsit pe YouTube-ul românesc, adică este în limba română, și se numește așa: dacă cel mai mare asteroid ar lovi Pământul. Mai exact, fraților, ne va arăta băiatul ăsta ce s-ar întâmpla dacă cel mai mare asteroid din istorie, care a fost vreodată, ar lovi Pământul mâine și cum am ajunge noi. Acum, băieți și fete, eu dacă stau să mă gândesc, am un singur scenariu în gând, însă s-ar putea să fie greșit, gen, adică că o să fim toți rași așa în două secunde, așa, pau, și s-a dus toată lumea. Însă hai să vedem care-i treaba și totodată să vedem care este cel mai mare asteroid din istorie, știți, adică cât de gigantic poate să fie. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Este un videoclip de la ce s-ar întâmpla dacă. Aveți linkul în descriere, duceți-vă și lăsați like-uri și subscribe-uri pentru că este un canal foarte interesant, gen, puteți să intrați și să uitați și un check acolo, zic eu, ok. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem care este treaba, boys. Let's go. Let's go. Când crezi că se întâmplă ca pietre căzute din spațiu să aterizeze pe oameni? Nu prea des. Doar un astfel de caz a fost confirmat oficial, okay, și alte câteva au fost înregistrate. Pe 30 noiembrie 1954, un meteorit de 4 kg s-a prăbușit prin acoperișul casei unei femei de 34 de ani, Anne Elizabeth Hodges. Piatra s-a ciocnit Mamă, fraților. Și apoi a lovit-o pe biata femeie în coapsă, lăsând o vânătaie uriașă. Probabilitatea că un astfel de meteorit... N-a murit? Mamă, frate, băi, voi vă dați seama cât de ghinionit să fii, bro, să stai în casă și să-ți pice un meteorit în cap. Băi, fraților, băi, băi, cât de ghinionism să fie, efectiv, n-are niciun sens. Mic să lovească o persoană este neglijabilă, dar totuși acest lucru s-a întâmplat. Cum ar fi dacă ceva mai mare ar cădea pe Pământ? De exemplu, cel mai mare asteroid din sistemul solar. Oamenii de știință estimează că momentan există în jur de câteva sute de milioane de asteroizi de un metru sau mai mari în orbita Pământului. Ok, un metru e destul de mare. Care zi în jur de 100 de tone sub forma unor firicele de nisip sau pietre mici penetrează atmosfera Pământului și ard lăsând o urmă luminoasă. În jur de 30 de asteroizi, având o masă totală de 2000 de tone, zboară direct înspre atmosfera Pământului în fiecare an. Mamă! În alt, fragmentele lor cad pe suprafața planetei sub forma unor meteoriți. Cei mai vizibili dintre ei, mai mari de 20 de metri, cad pe Pământ de două ori la fiecare 100 de ani. Ultimul s-a prăbușit... Da, ultimul în Rusia, boi, știți, gen, asta a fost cât timp am trăit și noi. Chelyabinsk din Rusia în 2013, mi-amintesc. La 1000 de ani, obiecte precum meteoritul Tunguska, care avea 75 de metri, ajung pe suprafața Pământului. Asteroizii care măsoară peste 100 de metri ajung aici odată la mii de ani. Cel mai gigantic asteroid, ale cărui dimensiuni depășesc kilometri, se Mamă, kilometri, voi vă dați seama, boys! Prăbușește pe planeta noastră odată la 100 de milioane de ani. Dar 100 de milioane de ani, care ar fi norocul fix acum, în două săptămâni, și ce zic? În acest caz, aceștia devin cauza unei catastrofe globale care duce la extinția. M-am prins! Un astfel de asteroid, cel mai probabil, a distrus dinozaurii acum 65 de milioane de ani. Ok. Dacă pe Pământ nu existau vânturi, ploi sau diferite procese geologice, planeta noastră ar fi plină de cratere precum vedem pe Lună sau Mercur. Urmele rămase au confirmat că impactul asteroizilor nu este doar o fantezie. Apariția unei pietre gigantice este doar o chestiune de timp. Oamenii de știință consideră că asteroizii de peste 140 de metri sunt cei mai periculoși. Aceștia sunt localizați numai departe de 7,5 milioane de kilometri de Pământ. Totuși, e destul de greu să-i observăm din moment ce, abia dacă reflectă lumina solară, au o formă plată și zboară cu viteze de peste 36.000 km pe oră. Băi, frate, asta mă sperie, bro. Pentru individual, viteza poate fi chiar mai mare de atât, deci cea mai puternică tehnologie actuală nu a reușit să-i oprească la timp. Unul dintre cei mai periculoși candidați se va apropia de Pământ în octombrie 2028. 1997 okay. XF-11. Bă, deci în 2028 ce se întâmplă? Ia. Ce ar putea zbura pe lângă planeta noastră la o distanță de 930.000 de kilometri. Speram că pe lângă planeta noastră. Atât de aproape încât ai putea să-l privești folosind un binoclu obișnuit. Mărimea asteroidului, conform unor estimări diverse, este între 700 și 1400 metri. Mamă, băi, asta spuți, băi, frățiorul, cum te cheamă, 1997, te rog eu, pe lângă noi, da? Oamenii de
de știință afirmă că acest eveniment va avea loc. Să presupunem că lucrurile ar merge prost, iar acesta se da, exact. Cursul direct înspre pământ. Ok. De coliziunea unei astfel de pietre cu suprafața planetei ar fi de 48.300 de km pe oră și ar crea o explozie de 1.000.000 de megatone. E greu să ok. Și ce s-a întâmplat? O astfel de cifră. Imaginează-ți că arde parțial în atmosferă sau este despărțit în fragmente mai mici. Dacă un fragment de mărimea unei case cu un etaj s-ar prăbuși pe pământ la aceeași viteză, energia ar fi comparabilă cu bomba detonată la Hiroshima, în jur de 20 de kg. Mamă, voi vă dați seama! O casă, cică, care o casă n-are nici 20 de metri, așa gen pe lungime, și ăla are 1400 de metri. De coliziune ar distruge orice clădire ranforsată cu beton pe o rază de 800 de metri din locul impactului. Tot ce bai. Este lemn pe o rază de 2,4 metri. Dacă lungimea asteroidului e comparabilă cu o clădire de 20 de etaje, fiind puțin peste 60 de metri... Deci puțin peste 60 de metri, în cazul în care ala o să aibă de minim 10 ori mai mult. Puterea impactului s-ar apropia de explozia unei bombe nucleare moderne, adică 25 kg. Mamă, frate, poți să fii nebunie, men, o să mărim toți! Destulă putere pentru a incinera orice clădire ranforsată pe o rază de 8 km. Mamă! În consecință, orice viețuitoare de pe această suprafață va dispărea de asemenea. În cazul în care întreg asteroidul va cădea pe pământ, puterea exploziei va fi de 50 de milioane de ori mai mare decât cea a bombei detonate în Hiroshima. Totul pe o rază de 160-320 km se va transforma în cenușă. Dacă okay. centrul ar fi... Bă, 320 de km... New York, atunci, din Boston și până în Washington DC, nu ar mai exista nicio singură formă de viață, cu excepția bacteriilor super rezistente. Explozia ar ridica în atmosferă o cantitate uriașă de praf, formând nori care vor bloca lumina solară să ajungă pe suprafața Pământului. Deci okay. chiar dacă cineva reușește să supraviețuiască, cel mai probabil va muri în cele din urmă. Dacă un astfel de asteroid ar lovi oceanul, ar crea valuri enorme, mai înalte de 30 de metri, care vor mătura tot ce se află în apropierea coastei. Acest asteroid este doar unul dintre obiectele periculoase care ar putea distruge viața pe pământ. Băi, fraților, 340 de kilometri nu-i mare chestie, nu? Cel mai mare și mai periculos este Ceres. Ceres, deci asta e... Bosul, level 100. Oamenii de știință i-au schimbat statutul din asteroid în planetă pitică. Mamă, deci are planetă atât de mare. Ceres are un diametru de 945 km. Băi, asta dacă n-a, să te morți ăștia, dacă n-a, n-a. Dacă asta vine, ne-am dus. Creații de la Discovery Channel au creat o animație care să arate efectele unei astfel de coliziuni între... Aaa, toată lumea știe animația asta, fraților. E cred că cea mai populară animație. A, cu Ceres? A, ok. Ceres și Pământ. Conform videoclipului lor, în primul rând o umbră va bloca lumina solară să... M-am prins, bă, voi vă dați seama, boys, 945 km. În momentul în care ar ajunge în atmosferă, acesta ar începe să ardă. Apoi Ceres s-ar penetra adânc în planetă, creând tsunami enorme. Forța coliziunii ar putea fi atât de puternică încât fragmentele planetei vor zbura direct în spațiu. Totuși, nu vor rămâne acolo multă vreme. Fragmentele de piatră rezultate ar cădea peste toată planeta. Munții Himalaya și inclusiv vârful Everest ar arde și ar fi transformați într-un spațiu plat. E greu de crezut că cineva ar mai putea supraviețui pe pământ după un asemenea impact. E, nu se știe, voi sunt șmecher. De Ceres în viitorul apropiat e foarte puțin probabilă. Cu toate acestea, e puțin probabilă. Nu 100%, dar v-ați spus. Hipotetic, ne arată cât de fragilă și vulnerabilă este viața pe pământ. Conform oamenilor de știință de la NASA, pentru a distruge toată viața de pe planetă, un asteroid de 10 km ar fi îndeajuns, adică de 95 de ori mai mic decât Ceres. Din moment ce coliziunea cu un asteroid mare va avea loc, mai devreme sau mai târziu, cercetătorii au căutat moduri în care am putea evita o astfel de catastrofă. Cea mai bună modalitate este schimbarea traiectoriei unui asteroid sau distrugerea acestui asteroid. Mamă, ce urât e asta! Din aceste motive, NASA, alături de SpaceX, da, fraților, să lanseze nava spațială DART. Misiunea acesta este de a se ciocni de luna asteroidului Didymos, care în octombrie 2022 va fi la câteva milioane de kilometri. Aoleu, luna viitoare! Băi, boys, videoclipul ăsta e făcut în 2020, băi, luna viitoare, băi, băi, frații mei, băi, luna viitoare, deci luna viitoare, nu știu dacă o să se mai întâmple asta, deși că o să vină lângă planeta noastră și o să trimită o rachetă să-l explodeze. De pământ. DART are 500 de kilograme și măsoară 12,5 metri pe 2,4 metri. Nu e așa șmecher. Diametrul acestei luni este de 150 de metri. Oamenii de știință au calculat că nava spațială se va lovi de blocul de piatră cu o viteză de 6 km pe secundă. Acest lucru le va permite să determine dacă o coliziune mică poate afecta orbita unui asteroid.
În orice caz, partea importantă este că în urma acestui experiment, Didymos și luna acestuia nu se vor îndrepta înspre Pământ, deoarece traiectoriile lor... Deci doar un experiment, am înțeles, gen, ok, bun, no, deci ne-a paricat degeaba. ...aliază în momentul de față cu planeta noastră. Ca să fim sinceri, pentru fiecare dintre noi, probabilitatea de a muri din cauza unui asteroid sunt chiar mai mici decât probabilitatea de a fi lovit de fulger, adică 1 la 280.000. Totuși, nu e așa de puțin. Aplică individului dacă vă bune planeta ca întreg, atunci coeficientul de pericol crește. Asteroidul 2010 RF-12 are cea mai mare șansă de a se ciocni cu Pământul, 1 la 16. Acesta s-ar putea apropia de planeta noastră la 8700 de kilometri sau 15.000 kilometri distanță. Iar mamă! În 2095, acesta s-ar putea prăbuși pe Pământ. Din fericire, nu este destul de mare pentru a cauza catastrofe globale. Bun, fraților, aici s-a terminat videoclipul. Băi, a fost pe bune ceva super, super creepy, chiar dacă nu trebuia să fie. Însă, la fraților, asta s-ar întâmpla dacă Ceres, de aici ați reținut bine Ceres, cel mai mare asteroid / planetă pitică, dacă s-ar lovi de noi, asta s-ar întâmpla. E bine, băi și fete, eu am fost Marusiancu. Dacă v-a plăcut acest episod, scrieți la comentarii. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!